Salutare! Bine ați venit la Tier România, eu sunt Alex și astăzi avem un pic ceva diferit pe acest canal. Urma să-mi vină o colecție Epic Scourge Collection din serie TCG. Am luat două cutii, aceasta este una dintre ele și o să o desfacem. Una e deja desfăcută, este aceasta de aici, dar momentan o desfacem pe aceasta și vă arăt ce este înăuntru. Acest playmat este din cealaltă cutie. Haideți să desfacem. Cutia nu este nouă, deci nu vine cu cu loot box-uri, vine doar cu chestiile ce erau deja în cutie, adică nu primești nimic sigilat, din păcate. Ba da, doar o chestie. Chestia aceasta o primești sigilată, dar o să vă arăt în cealaltă cutie cum e de fapt, că am făcut acolo. Aici avem cutia unde vă puteți pune pachetul. Să scoatem noi asta afară. Aici avem cărțile. Ia să vedem noi. O să mergem prin fiecare carte și să ne uităm un pic. O să punem o jumătate aici. Aici este clasa Death Knight, noua clasă. De asta am și luat acest Epic Collection, fiindcă nu aveam clasa Death Knight. Clasa de la, adică alia de la Alianță. Acestea sunt noile cărți Scourge Allies. Cere, după cum vedeți, Scourge Hero Required, deci trebuie neapărat să aveți un Hero Scourge. Avantajul e că aceste cărți le puteți pune în orice fel de pachet, fie Hoardă, fie Alianță. După cum vedeți, cărțile sunt într-o condiție excelentă, adică nu sunt distruse, nu sunt afectate de nimic, chiar foarte noi, după cum... Așa... Să merg prin aproape toate ele. Aici le-am pus eu în ordine după cărțile de la Alianță, deci m-am uitat prin ele, așa, să arătăm următoarele. O să pun și acesta. Acesta nu vine în colecție, dar o să-l pun. Una dintre cutii o să o vând, probabil o să o găsiți și pe OLX. Acesta este un guide, unde puteți vedea cum se joacă jocul. Ea mai vine și cu acest loot card. Paint Bomb, nu e foarte scump, dar nu. Și aici avem cărțile eroi, noile cărți eroi. Avem acest Scourge Hero. Tot un Scourge Hero. Avem un Mag, dar tot Scourge. Un Hunter. Un... tot Scourge Hero, dar nu zice ce clasă, deci merge la orice... Warrior și Scourge Hero din nou și Rogue. Acesta este și epică. Și aici avem Crafting Cards. Asta nu știu dacă mai au vreo relevanță acum în World of Warcraft. Aici avem un despărțitor. Puteți pune în pachet dacă aveți două pachete și... Ia chiar să-mi dacă m-am vrutat cutia, este Arthas pe o parte și pe cealaltă parte Tyrion. Sper că nu se aude jos, că sunt pisicile mele. Și aici avem cărțile de la Hoardă și spellurile. E carte epică pentru Rogue, pentru Hunter, questuri. Iarăși carte legendară, cum ar veni în Hearthstone. Stați să văd ce mai e pe aici, Hoardă. Așa, să dăm astea un pic deoparte. Și urmează, cred că, să-mi cumpăr și War of the Ancients, fiindcă vreau să am două playmat-uri diferite, nu doar acesta cu Tyrion și cu
Așa, ce mai avem? Avem asta care desparte, avem un Epic Collection, o parte din cărțile pe care le găsiți în această colecție. Și, bineînțeles, mai avem încă un playmat. Este chiar super mișto, îl puteți folosi și ca playmat pentru mouse. Acum, eu de ce am luat două? Am luat două fiindcă erau la un preț ok. Ele de obicei nu prea le găsești în România și dacă le găsești au un preț foarte, foarte mare. Deci, dai foarte mult pe o colecție. În America sunt mai ieftine, le găsiți pe eBay, sigila se dau și cu $40, $50. Eu am dat pe amândouă în jur de 80, cam așa ceva, 80, aproape 100, cu tot cu transport. Una o să o vând fiindcă măcar jumătate din bani se mi pot recupera. O să pun un link în descriere dacă vreți, sunteți interesați să o cumpărați. Și da, acesta a fost unboxing-ul de Epic Collection Edition. O să mai cumpăr dacă vă place și o să mai fac unboxing cu chestii din World of Warcraft. Hai să vă arăt ce am în cealaltă cutie. În cealaltă cutie deja am desfăcut-o, cum am spus, și mi-am așezat deja o parte din cărți. Asta și să vedeți. Fiindcă... Așa... Deci, chestiile astea... Cum se zice? Sunt un fel de despărțitoare pentru clasele pe care le aveți și pentru... Să țin așa, să vedeți. Alianță, Equipment, Shaman, Priest, Druid, Mag, Warlock și Death Knight. Și aici deja am pus eu o parte din cărți, asta să vă arăt. De exemplu, prima este Warrior, Paladin, Rogue, Hunter, Horde Allies, Neutral Cards. Ia să vă arăt la Paladin, de exemplu. Adică la Warrior, primul Warrior, scuzați. Acestea sunt clasele și mi-am pus și asta care era Epic în... Și... Dacă vreți, o să fac și un tutorial cum se joacă. Cred că o să fac și un tutorial cum se joacă jocul. Și... Până data viitoare, salut!